La Mamaia s-a dat aseară startul celui mai mare festival de modă din România. Fashion Summer Festival a început cu o paradă a modelelor care au fost plimbate cu mașini de teren. Una dintre acestea a fost condusă de primarul Constanței Radu Mazăre. Cele 100 de fete au atras toate privirile bărbaților. Caravana s-a adunat la intrare în stațiunea Mamaia. Nici o mașină nu s-a mișcat din loc până ce nu a sosit și Radu Mazăre. Edilul și-a parcat jeepul din al doilea război mondial în fruntea caravanei, apoi a ales câteva domnișoare care să-l însoțească. Mulțumit de alegerile făcute, Radu Mazăre a dat apoi startul distracției. Pe drum, primarul a reușit să le eclipseze pe frumoasele sale pasagere. Toți turiștii s-au înghesuit să facă poze cu el. Când o să fii mare, uite așa, să ai și tu trei, ca mine. Vreau să fiu faimos ca domnul. E, dacă ești faimos, ai și fete. De unde sunteți? De la Bistrița. Recunoașteți? Dar cum să nu? Cine nu-l cunoaște? Super tare, macho, mai frumos ca la televizor. Foarte simpatic. Citești, îl iubește. E un om obișnuit, un om modest. În acest weekend, designerii români și străini își vor prezenta noile creații la malul mării, iar fetele frumoase se vor întrece într-un concurs pentru titlul de Miss Litoral 2011.